majorează salariul pentru cadrele didactice, au fost uitați cei din instituțiile de învățământ preșcolare. Au fost uitați cei care reprezintă cadre tehnice din școli. Salariul lor a rămas 500-600 de lei. Această uitare trebuie să fie terminată. Toți acești oameni trebuie să fie aduși în aceeași măsură cu ritmul de creștere a salariului, cu toți împreună în acest sistem. Învățământul superior. Ne punem ca sarcină. În perioada de perspectivă, de la 4 până la 7 ani, să ajungem la finanțarea 100% din bugetul țării a universităților de stat. În modul în care studiile să fie gratuite. Până atunci, va trebui să menținem sistemul de contract. Un an, doi, chiar și trei, în viziunea mea, această problemă nu poate fi rezolvată, fiindcă astăzi, din toți studenții, în aceste instituții, doar 40 din ei învață pe buget, 60 învață pe contract. Și în aceste condiții, pentru sistemul de învățământ a țării, din bugetul de stat, erau alocați anul trecut circa 5 miliarde de lei. Deci vă dați seama că dublarea acestui buget nu este posibil în câțiva ani de zile. De asta și-am menționat pe Dumnezeu. Vorbind de contracte, vreau să vă spun că poziția noastră va fi așa. Plafonul maximal al costului contractului va fi pus sub control. Și doi la mână, venind la Parlament și venind la Guvernare, unul din primele lucruri pe care le vom face este să anulăm o hotărâre de Guvern, una foarte nereușită, care a fost adoptată câțiva ani în urmă. O hotărâre conform căreia s-a stabilit o limită la matricularea studenților pe contract. Și la instituțiile de stat, și la cele private. În consecință, la ce s-a ajuns? S-a ajuns la faptul că foarte mulți tineri, neavând posibilitatea să studieze, să-și facă studii superioare în Moldova, pe contract, au început să plece la alte țări. Să învețe acolo. Eu gândesc că a fost o hotărâre greșită. Apropo, și exemplul ăsta tot este un exemplu de poziție diferită. Că și atunci am fost categorie cu tot. Voce n-a fost auzit. Primul efect negativ. La noi și așa oamenii pleacă din țară, nu-i așa? Căutarea de muncă. Păi oare, într-adevăr, era necesar ca prin această hotărâre de Guvern noi să mai stimulăm plecarea oamenilor din țară? Spuneți-mi, vă rog, câți dintre ei se vor întoarce înapoi după studii? Mulți? Sau nu? Eu gândesc că foarte mulți. Și o a doua problemă. Chiar nu-i deșteaptă deloc această hotărâre. În loc ca acești bani câștigați de părinții acestor copii moldoveni să fie investiți în dezvoltarea sistemului național de educație, ei se duc fiind investiți în sistemul de învățământ al altor țări. Iată, chiar asta mă lovește.